Este un proiect dintr-un program cu finanțare națională. Proiectul în ansamblul său costă 6 miliarde, eu vorbesc în bani vechi, 6 miliarde și de 600 de mii de lei, așa, și de 6 miliarde și ceva, noi punând un miliard. Locația în care va funcționa Centrul Național de Promovare și Informare Turistică Pitești va fi ridicată pe Calea București, în apropierea Liceului Arman Călinescu, și va avea o suprafață construită de 60 de metri pătrați. Este un punct important, fiindcă Piteștiul este un punct nodal pentru turism. Mergem către Vâlcea Sibiu, mergem către Bâlea Lac, mergem către Bran Rucăr, venind de la București, către Timișoara, statul Timișoara, deci suntem un punct foarte important.